Ilie Petrescu susține că situația datoriilor foarte mari de la UFM Motru se datorează fostului director liberal Ion Cojocaru. Sunteți director la UF Motru. Ce se mai întâmplă cu instituția aceasta? Mai aveți datorii la acelea istorice? Mai avem ceva datorii. Avem reșanularea care, pot să spun public, mulțumim conducerii CEO și SDM-ul și la toți conducătorii din zona minieră. Avem relații foarte bune și cu primarii și administrația locală din județ, acolo unde facem lucrări specifice muncii noastre. Dar am dat salariul la zi, mai sunt diurne și văd că anumite posturi de televiziune atacă. Eu am dat toate diurnele până când am plecat director. Mai sunt diurnele date care nu le-a plătit Cojocaru din 2012 până astăzi. Am început să plătesc până în august diurnele. Posta conducere a lucrat destructiv și nu a făcut contracte care să asigure finanțarea pentru salarii. Da, de ce sunt neplătite din 2012? Au fost așa mari problemele financiare sau nu, de ce? Cunosc toate detaliile. Am discutat și eu cu contabilul șef și cu inginerul șef, domnul Modoran. La cât se ridică suma totală pe aceste diurne? În jur de un miliard și ceva. 1.600.000. Și salariile nu erau la timp pentru salariile a nu, date? Când am venit eu nu s-au fost date. Care era la cea mai mare întârziere? Cred că o lună sau două luni a fost întârziere. Deci angajații din UF Motru au stat aproape două luni fără... Deci a fost o lună și aproape două luni neplata. Dar chiar nu existau soluții, domnule director, în perioada aceasta? Nu știu. Da. Știți cum este. În viață nu trebuie să... Nu vreau să comentez. UF-ul rămâne unitatea administrativă. Nu vreau să comentați de ce unitatea, s-a ajuns la treaba aceasta. Unitatea, dar ca și atitudine... S-a lucrat destructiv pentru această unitate din partea unor oameni care, în frunte cu Cojocaru, care n-au înțeles ce înseamnă o unitate să o conduce. Ilie Petrescu susține că vrea ca situația financiară să fie din ce în ce mai bună. Da, domnul Cojocaru, nu înțeleg, nu avea contracte, nu se făceau foraje în perioada aceasta? Fiecare știți cum este. Unii stau la buton, alții stau pe scaun, alții muncesc. Nu știu care a fost format dânsul de... În momentul acesta aveți contracte, da? S-a mai stabilit situația. Da, avem contracte cu Gir Sudul, o să mai avem niște foraje cu niște localități din județul Gorj și din afara județului.